Așa cum spuneam, acest eveniment este organizat de Andreana Promotion, Academia de Box Mioveni și Bia Promotion, în parteneriat cu Primăria orașului Mioveni și sub îndrumarea Ligii Profesioniste de Box și a Federației Române de Box. Matchmakers pentru aceste gale: Roxana Bia și Antonella Obregea. Sponsori: Hypar Trans, Spartan, Rec Profil, Vital Chimica, Hidrogen, PDC, The One Casino, Ascendro, Triple Electric. Poveștile de succes din boxul românesc au început în urmă cu 26 de ani, atunci când Mihai Leu devenea primul campion mondial din istoria boxului profesionist. Au urmat momentele de magie pentru Leonardo Roftei, Lucian Bute și Adrian Diaconu. Flavis Bia are ocazia în această seară să ducă povestea mai departe. Luptă pentru centura mondială cu pitbullul din Argentina, Juan Velasco. Valentin Harachenko și Sorin Ghista vă invită să urmăriți această luptă ce se anunță una extrem de importantă pentru istoria boxului din România. În colțul albastru, in the blue corner, directly from Buenos Aires, Juan José El Pipo Velasco. Și bineînțeles, oaspetele din această seară este primul care intră în ring. În colțul albastru avem pe pitbullul Velasco, un sportiv, un boxer care vine din Argentina, are 36 de ani, 3 înfrângeri în cariera sa, toate prin knockout, dar și 24 de victorii. Meciuri importante pentru luptătorul argentinian și de obicei acești sportivi cu sânge latino-american sunt foarte, foarte periculoși și spectaculoși în boxul profesionist. De obicei, luptători foarte, foarte interesanți provin din această zonă a planetei. Trei înfrângeri pentru Velasco, însă a luptat cu boxeri extrem, extrem de valoroși. Doi campioni mondiali au reușit să-l învingă pe Velasco. Regis Prograi și Mario Barrios, înfrângeri suferite în 2018 și 2019. Șansa vieții pentru campionul oamenilor Flavis Bia în această seară aici la Mioveni poate deveni al 5-lea campion mondial din istoria boxului românesc la profesioniști. Da, din Timișoara, România, Flavius Bia cu 21 de lupte câștigate, 10 prin knockout, o singură înfrângere în cariera sa. Iată, în această seară, luptă pentru titlul mondial, Flavius Bia la Mioveni, împotriva acestui sportiv argentinian, Juan José Velasco. A câștigat deja câteva centuri importante, Flavius Bia, centuri ce l-au propulsat în această luptă pentru titlul mondial. Are titlul WBA Continental, centura IBA Intercontinentală, centură pe care a câștigat-o de 4 ori, și un titlul WBC Continental Latin Silver. Da, vedem centurile deținute de Flavius Bia. Fame este melodia care îmi poartă noroc că boxez bine atunci când intru pe această melodie, spunea Flavius Bia. Aflat în fața celui mai important moment din cariera sa de boxer, Flavius Bia. Meci pentru titlul mondial IBA cu Juan El Pitbull Velasco. Va fi o noapte extrem de dură pentru Bia, l-a anunțat Velasco pe campionul oamenilor, cum a ajuns în România. V-
Vlabis Via, însă este obișnuit și el cu meciuri tari și cu antrenamente tari. S-a antrenat în Anglia la sala lui Ricky Hatton în trecut, s-a antrenat și în Canada alături de Lucian Bute atunci când fostul campion IBF era în activitate. 36 years age 1 meter 73. Relaxat Juan Velasco a boxat pe marile scene ale boxului mondial. Așa cum Messi a ajuns campion mondial la fotbal, așa vreau să ajung și eu campion mondial la box, a spus Velasco. He also defeated with the former WBA world champion Mario Barrios. He lost against Joshua Davis and Keith Thurman. He lived for a long time. Trei ani diferență între cei doi boxeri în această seară. Velasco 36-33, Flavius Bia cu 4 cm mai înalt Flavius Bia față de adversarul său. Who helped a lot in the training for the this Argentinian like a top boxer. Personal record 24 fights win. 2014 a debutat Velasco la profesioniști și a fost invincibil până în 2018, atunci când a fost învins de campionul mondial WBC, Regis Progress. Încrezător Velasco. Este și el, și pentru el o șansă mare să pună mâna pe o centură mondială. Poate ultimul tren, ultima lui șansă. 21 de victorii pentru Flavius Bia, 10 knockout-uri reușite. A pierdut o singură dată la profesioniști, o înfrângere suferită pe la începutul carierei. O carieră foarte bună și la amator pentru Flavius Bia, a ajuns campion mondial, a avut o altă finală mondială disputată, 3 titluri de campion european și 8 de campion național. Flavius Bia promite să facă lupta vieții aici la Mioveni și să devină al 5-lea campion mondial la profesioniști pentru România. Ca amator a avut 298 de victorii în 316 lupte.
ascultat imnul Argentinei pentru Juan Velasco. For the national anthem of Romania. Vă rugăm să vă ridicați în picioare. Urmează imnul României pentru Flavius Bia de Alexia Nicolae. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte în care te-a dânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum mor niciodată, croiește-ți-a tă soartă la care să se-nchine și cruzii tăi dușmani. Să dăm dovezi la lume că naște mâi mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și că explozie de energie în sala de la Mioveni, motivat la maxim Flavius Bia, în timp ce asculta imnul României. Să sperăm că va asculta imnul și cu alte ocazii, că va câștiga în această seară centura mondială și că va avea ocazia să mai lupte, să-și apere această centură și de ce nu să lupte și pentru altele. Ce runde în această seară pentru Flavius Bia împotriva lui Juan José Velasco pentru titlul IBA la categoria mijlocie. Tensiune maximă în sala de la Mioveni. Pregătit Bia. Este momentul pe care l-a așteptat de când a făcut primii pași în sala de box. Flavius. Cu naga perfectă a unei cariere pentru orice boxer. Îl vedem foarte concentrat. Gentlemen. Abia așteaptă să înceapă lupta cu pitbullul Juan Velasco, please, cel ce a promis să muște din el pentru centura mondială. Please. Vedem centura între cei doi. Okay. Low, low, low. Da, Velasco no holding, parcă okay. Evită să se uite în ochii lui Bia în aceste momente. L-am văzut pe român foarte concentrat, cu ochii pe adversarul său, de partea cealaltă Velasco cu privirea într-o parte. Așadar, Flavius Bia, shortul alb cu violet, adversarul său cu shortul negru și auriu, Juan Velasco. Stefan Cabrera, vicepreședintele forului mondial AIBA, este supervisor internațional pentru această confruntare de titlu mondial. Începe meciul dintre Flavius Bia și Juan Velasco. Da, un meci lung, 12 runde în această seară, 3 reprize, 3 minute pentru fiecare repriză. Cu puțin noroc nu va fi foarte lung, să sperăm. Ce minunat ar fi ca Flavius Bia să câștige prin knockout în fața lui Velasco, însă să nu
Să nu cerem prea mult, este bună și o victorie la puncte. Centura aia este important să rămână aici în România. Da, toate luptele pe care le-a pierdut Velasco au fost prin knockout. Cele trei meciuri pierdute de el. Însă, să nu uităm, doi campioni mondiali l-au învins, iar cel de-a treilea a luptat și el pentru centura mondială. Să sperăm că după această luptă Velasco va putea să spună m-au învins trei campioni mondiali, Flavius Bia să fie cel de-al treilea. Da, destul de static argentinianul până acest moment. Flavius a încercat să se apropie de el. Au fost câteva lovituri trimise cu brațul din față de ambii luptători. Două lovituri din nou pentru Bia, schivă bună lui Velasco. Brațele sus pentru Bia, care l-așteaptă acum pe adversarul său. Mai multă mișcare pentru Bia în această primă parte a reprizei de debut. Vește la corp Juan Velasco, însă vine riposta lui Flavius Bia. Două lovituri puternice, da. Foarte bună serie la corp, însă iată pe Juan Velasco, câte puteri lovește acum cu croșeul de dreapta. Vine și croșeul de stânga pentru Bia. Era cu spatele la corzi, dar foarte bine a ieșit cu acea lovitură Bia. Acum un prim clinci între cei doi, intervine arbitrul din ring. Flavius, box! Serie bună de croșee pentru Juan Velasco, finalizată cu o directă de dreapta. Iată ce meci greu va avea Flavius Bia, care încasează acum în acea stângă din partea argentinianului. Pune presiune Juan Velasco în debutul luptei. A lovit puternic Juan Velasco. A lăsat capul jos Flavius Bia și arbitrul imediat a intervenit. A fost o stângă bună a lui Bia. Ca să lăbească și croșeul Bia, îi placă direct de stânga. Cred că lovește mai, sau încercat să lovească mai puternic în această primă repriză Juan Velasco, asta e clar. Bia acum se apropie de adversarul său, câteva lovituri la corp. Velasco cu brațele sus, acum Bia a încercat din nou la corpul adversarului, ratează uppercutul. Dacă intra acel uppercut, lovește însă la corp Flavius Bia, îl provoacă la luptă acolo argentinianul și dă drumul la brațe Juan Velasco. Ultimele secunde în această primă repriză. Boxeando, Juan, como usted sabe, ¿estamos? Sí, lo está haciendo bien. Sí, claro que sí. Y le va ganando cada vez más claro, ¿eh? Sí. Început teribil de luptă pentru Flavius Bia în fața acestui argentinian Juan Velasco. Am văzut ce serie de lovituri este capabil argentinianul. Se anunță o noapte extrem de dură, exact cum a anunțat Juan Velasco. Da, repriza a doua a început cu Flavius Bia în atac. Juan Velasco este cel care a așteptat și în prima repriză argentinianul. Cercă câteva lovituri Flavius Bia la figura lui Velasco, care a eschivat foarte bine. A lăsat argentinianul brațele jos. Siguranță este o tentativă de a-l păcăli pe Flavius Bia. Vrea să-i transmită lui Flavius Bia că este relaxat, că se simte bine în ringul de aici din România și că este hotărât să câștige centura mondială, să plece cu ea acasă în Argentina. Câteva lovituri în aer trimise de Velasco. Cercă Bia lovitura la corp, încă una, vine și dreapta la corp, după care a urcat un pic nivelul Bia, a încercat și la capul adversarului.
bine Acvinde să intre o lovitură la ficat lui Flavius Bia, încearcă aceste lovituri la corp. Are cotul drept pe ficat în acest moment argentinianul. Lasă brațele jos, la fel o face și Bia. Sunt momente în care mă uit la Velasco, parcă încearcă să-l adoarmă un pic cu acest stil pe Flavius Bia, care trebuie să fie foarte atent și să încerce după lovitură să se apere foarte bine, să se apere Bia și să nu încaseze de la adversarul său. L-am văzut periculos pe Velasco în prima repriză. E uns cu toate alifiile Velasco. Argentinienii au o școală bună de box. Sudamericanii, general, sunt foarte buni în acest sport. Da, probabil pe buzele tuturor românilor vine un nume, Raul Horacio Balbi, un alt argentinian pe care l-am văzut în România împotriva moșului Doroftei. Sperăm că și Velasco va avea soarta lui Balbi. Leonardo Doroftei a câștigat centura WBA, Mihai Leu WBO, Bute IBF, Diaconu WBC, iar acum Flavius Bia are șansa să câștige centura mondială IBA. Tú lo vas a controlar a distancia, ok. Cuando él entra, para cuando él entre, tú levantas con el upper derecho, gancho, no está, ok. A distancia. El llave está bien, toma. El llave está bien, esto es mucho más rápido. Entonces lo esperamos cuando y volvemos con velocidad, ¿estamos? Sí. Fue mucho más rápido, Juan, y más boxeador. No tiene nada. Șase minute s-au scurs din lupta pentru titlul mondial IBA între Flavius Bia și argentinianul Velasco. Și pe această repriză a treia, cu câteva lovituri din partea pitbullului argentinian, răspunde acum și Flavius Bia. Caută-l să lovească la capul adversarului. Acum argentinianul parcă a ieșit un pic la atac față de startul din prima și a doua repriză, când l-a așteptat pe Flavius Bia. Câteva lovituri la corp încercate de Velasco. În gardă s-au dus toate loviturile în această repriză a treia ale argentinianului. Este cu brațul din față argentinianul, foarte bine a făcut pasul înapoi Flavius Bia și nu i-a lăsat lui Velasco distanța pentru lovire. Însă acum a lovit cu acel braț din stâng din față, răspunde Flavius Bia, încearcă o serie de croșee. Foarte crezător Velasco, îl provoacă acolo pe Flavius Bia, bravează un pic argentinianul, încearcă să-l enerveze pe român. Foarte bine schivează Flavius Bia acele croșee. Da, stânga la corp primisă de Velasco și foarte bun răspunsul lui Bia, o dreaptă acum la capul adversarului. Din nou stânga lui Bia spre corpul lui Velasco, după care două lovituri la cap, dreapta stânga. Sunt și lovituri din partea lui Velasco, care nu dublează, sunt doar lovituri așa trimise la capul lui. Oh, ce stângă bună a lui Bia! Excelentă lovitura lui Flavius Bia, după care vin câteva lovituri din partea lui Velasco, care s-a și retras, este final de rundă. Se atrevolió.
Seguimos las tácticas en espanté. En la quinta, en la tecla. En el negocio, sigue entrenando. Se ridică Flavius Bia, încurajat de publicul din Mioveni. Da, suntem în a patra repriză. Flavius s-au contra cei doi. Încă o stângă uppercutul bun al lui Velasco. Doi antrenori îl ajută pe Flavius Bia să câștige această centură mondială. Mexicanul David Padilla și antrenorul său din România, Andrei Cherecheș. Încă o stângă bună pentru Velasco. Oh, schimburi de lovituri între cei doi. Velasco a început mai bine această repriză, mai multe lovituri clare pentru el. Stăga la corp acum pentru argentinian, încearcă și la cap. O dreaptă bună din nou pentru Velasco, care și-a găsit distanța de execuție foarte bună. Vulpe și iată Velasco, lovește loviturii fulgeri din partea lui și dispare din fața lui Flavius Bia. Prudent Flavius în aceste momente încearcă să arunce un croșet de stânga, lovește, iată, pe contra, să lovește cei doi cu directele. Se închide bine acum Flavius Bia la atacul adversarului, încearcă la corp argentinianul. Capabil Juan Velasco în orice moment să trimite o lovitură ce îi poate provoca mari probleme lui Flavius Bia. Tocmai de aceea trebuie să fie atent Flavius. Se aruncă în atac acum Bia. Încă o stângă la corp pentru Flavius Bia. După ce i-a intrat acel croșeu la figura adversarului, încearcă să răspundă acum și argentinianul. Defensivă bună. Da, defensivă bună pentru Bia. Bună stânga, excelentă lovitura lui Flavius. O alungă superioară pentru Flavius Bia, nu cu mult față de adversarul său. Sunt vreo 4 cm, încă o dată, o lovitură excelentă. I-a dat capul pe spate argentinianului. Vine și croșeul lui Velasco, după care o directă cu brațul din față. Încă o stângă bună pentru Flavius Bia, l-a întâmpinat excelent pe adversar cu acea lovitură. Foarte bune directele trimise de Flavius în această rundă. Încearcă să lovească și cu croșeul. Eschivă buna lui Flavius Bia și nu a fost lovit de acel croșeu de stânga trimis de Velasco. Box! Asta trebuie să facă Flavius Bia, să se miște în permanență, să nu stea țintă fixă în fața lui Juan Velasco. Foarte bună eschivă din partea lui Flavius. Da, din nou o lovitură, s-a lovit pe contră cei doi, croșeu de stânga lui Velasco acum, cearcă și Bia, se încheie runda. De victorii, 15 knockout-uri pentru Juan Velasco până acum, 21 de victorii, 10 knockout-uri pentru Bia. Mai multă experiență pentru Juan Velasco. Flavius Bia însă se află în fața fanilor aici la Mioveni.
fost o luptă foarte echilibrată până acum. Au alternat momentele bune, momente explozive și pentru Flavius Bia și pentru Juan Velasco în această luptă. Da, și cumva o schimbare de tactică pentru Juan Velasco, care în primele reprize a început ceva mai greu. Repriza precedentă și în această rundă Juan Velasco a încercat să iasă la atac încă din startul acestei runde. Păstrează acum distanța cei doi. Flavius Bia declanșează atacul. Au fost câteva lovituri cu brațul din față. Meci important pentru ambii luptători. Meci pentru titlul mondial IBA. Oh, alunecă acolo Flavius Bia. A tatonat cu directa scurtă din față Velasco și a plecat dreapta din spate. A alunecat Flavius Bia. Arbitrul cere ca podeaua să fie curățată. Aici momentul cu Flavius Bia în atac și alunecarea timișoreanului. Doamne ferește, putea să fie o accidentare acolo. Dacă ai o încălzire bună, scapi de accidentare la astfel de momente. Și de obicei în boxul profesionist, da, stau foarte bine boxerii la acest capitol, la încălzire. Încurajat puternic Bia în aceste momente. Are nevoie de susținerea fanilor pentru toată durata acestei lupte. Oh, ce stângă încasează. Și sunt momente bune acum pentru argentinian. Bia se închide. Încearcă să treacă peste acest moment dificil. O defensivă bună a lui Bia îl scapă pentru moment de un eventual knockdown. Revine în luptă Flavius Bia. Iată de ce este capabil Juan Velasco în ringul de box. Atunci când te aștepți mai puțin, poate inventa chiar și o lovitură de knockout. A reușit 15 în carieră până acum. Bine, bine și, bine și Flavius Bia cu croșet de stânga. Foarte grea pentru Flavius Bia. Dezechilibrat la un moment dat într-un duel aprig cu Juan Velasco. Suntem în runda a șasea, ne apropiem așadar de jumătatea luptei. O luptă foarte crâncenă. Da, îl vedem din nou pe Velasco încercând să puncteze cu brațul din față. Deci răspunsul lui Bia foarte bine, a avut această scădere de nivel. Iată răspunsul lui Velasco și uppercutul de stânga a lui Bia. Probleme la pometele drept pentru Flavius Bia. Ține brațele sus Velasco și declanșează un atac. A fost o lovitură pentru el. Izolată acea lovitură. Din nou alunecă Bia la centrul ringului. Sunt probleme acolo cu podeaua care este umedă. Din nou intră în ring unul din oamenii din staff pentru a șterge cu prosopul acea zonă. Revedem momentul în care Bia încearcă să declanșeze un atac.
Alunecă. Cu sânge, așa se câștigă certurile mondiale. Îl amintim pe Leonard Doroftei cum arăta după acele meciuri cu Raul Barbi. Bună dreapta trimisă de Bia. Este garda adversarului. Să vedem. Vine și răspunsul lui Velasco. Uppercut de stânga lui Velasco. Încearcă și la corpul lui Bia. Acolo lovitură tot cu brațul stâng. S-a închis bine Flavius. Dreapta acum bună pentru Velasco. Vine răspunsul lui Flavius. Vedem și privirea lui Juan Velasco, nu scapă din ochi pe Flavius Bia. Bună directa lui Flavius acum. Hai Flavius cu mai multe lovituri. Și stânga la corp pentru Flavius Bia. Velasco lasă brațele jos. Stânga, dreapta la capul lui Velasco. Argentinianul boxează cu garda jos în aceste momente. Și încă o stângă bună croșeul lui Bia. Explozie de bucurie în sală pe fiecare lovitură bună a lui Bia, însă din nou Juan Velasco lovește foarte bine. Oh, pică la podea Bia, este o lovitură bună a lui Velasco cu brațul drept. Iată, numărat Flavius Bia la jumătatea acestei lupte. Momente grele pentru Flavius Bia, însă mai are mult până la final, are tot timpul să recupereze, să-l pună și el la podea pe Juan Velasco. Din nou, da, alunecă aici Velasco. Pe atacul său, argentinianul s-a dezechilibrat. Din nou croșeul de stânga, treapta lui Velasco. Sunt momente bune pentru argentinian la finalul acestei reprize a șasea. Și două lovituri din partea lui Bia luat în braț acum de Velasco. Simte că poate câștiga Juan Velasco și pune presiune pe Flavius Bia. Bună, excelentă lovitura! Dreapta pentru Flavius Bia. Da, se încheie repriza. Aude târziu gongul argentinianul. Pentru Flavius Bia și a revenit pe final, chiar dacă a fost odată pus la podea de adversarul său, de Juan Velasco. A reușit Flavius Bia la finalul reprizei, când mai erau una, două secunde, să trimită o directă foarte bună cu brațul drept peste garda lui Velasco și a fost dificil, câteva momente dificile și pentru argentinian. S-a reluat lupta. Ce meci avem în această seară pentru titlul mondial IBA la categoria mijlocie. Fiecare boxer dă senzația că poate câștiga în orice moment această partidă prin knockout. Da, și a apărut, oh, da, iese foarte bine acum la atac Flavius Bia cu două lovituri în figura adversarului. Încearcă și argentinianul cu brațul drept, din nou croșeu de stânga pentru Flavius Bia, care se închide acum, ratează aceste lovituri. Velasco, uppercutul lui Velasco. Are nevoie Flavius Bia de aceste încurajări din partea publicului. Da, și are nevoie și de o lovitură care să-l pună în dificultate, să-l mai moaie un pic pe Velasco. Mișcă tapul, mișcă tapul!
Da, parcă Argentina nu capătă din ce în ce mai multă încredere în ringă cu Flavius Bia. Bine, bine, cu brațul stâng Flavius Bia de această dată. Mână și stânga argentinianului care l-a stopat din acel atac pe Flavius Bia. O directă bună pentru Velasco. Acum din nou Flavius Bia încearcă să se apropie de adversarul său. Bună eschiva. Din nou cu brațul din față punctează Velasco. Primite câteva lovituri cu... care a căutat să țină distanță pe Bia, care se apropie acum. O lovitură bună pentru el. Însă l-a întâmpinat cu brațul din față Velasco și a punctat din nou. Stânga la corp din nou pentru Flavius Bia. Concentrat Flavius, încearcă să găsească o breșă în apărarea lui Velasco. Lovește acum foarte bine. Se apără. Alunecă și argentinianul în acel atac. Se apără excelent Flavius Bia. Stânga la corp, excelentă. I-a căutat ficatul argentinianului. Uppercut acum la cap, dreapta peste gardă. Au fost trei lovituri bune pentru Flavius Bia. A venit și răspunsul lui Velasco. Din nou garda sus pentru Flavius Bia, care s-a apărat foarte, foarte bine. Are grijă acest argentinian să nu rămână dator niciodată. Se agită foarte mult și cei din stafful lui Velasco. Da, îi strigau ceva de genul să fie mai rău, mai cereau mai multă răutate lui Velasco în aceste momente cei din staff. Să nu uite că îi se spune Pitbull. Sigue, moviendo la cabeza. Mira, Padilla îi dă sfaturi prețioase lui Flavius Bia. Îi cere să lucreze mai mult la corp. Pe semne că Padilla a văzut un punct slab în apărarea lui Juan Velasco. Drumul simultan la brațe Velasco și Bia. Serie bună, argentinian. Da, lovește mai puternic, parcă s-au luat la bătaie cei doi acum. Și Bia a avut un moment în care a răbufnit și a căutat o lovitură decisivă. Din nou probleme la centrul ringului cu apa din ring, foarte mult omezeală. Se vede foarte bine pe acest cadru de sus. Da, da. Cum s-a întins apa cu acel prosop. Bia, Bia, Bia răsună în sala de la Mioveni. Luptă teribilă pentru centura mondială IBA. Demonstrează Juan Velasco în această seară de ce îi se spune Pitbull. Cicat o lovitură la corp Pitbull, dar a încasat acum două lovituri de la Bia. Vine și răspunsul lui Velasco. Foarte multă agitație în colțul argentinianului.
atacului Flavius Bia. Încercat încă o lovitură cu brațul drept Flavius Bia. Sunt câteva lovituri trimise de Flavius Bia cu brațul din față. Încearcă acum un răspuns și Juan Velasco. Eschiva bună a lui Flavius Bia. Câteva lovituri și pentru Velasco cu directa. Ratează argentinianul. Uppercutul argentinianului. Probleme pentru Bia dacă rămâne în colț. Acum iese foarte bine cu două lovituri. Bune din nou directele trimise de Flavius Bia. A pierdut Velasco meciul pentru titlul mondial WBC Silver. Să sperăm că va pierde și cel pentru titlul IBA. O dreaptă excelentă pentru Bia, din nou directă frumoasă a timișoreanului. Da, născut în Arad, adoptat de Timișoara Flavius Bia. Încă o dreaptă, da, pentru Flavius Bia. Acolo locuiește, acolo are sala de box, acolo și-a întemeiat o familie susținută de fanii Timișoarei, Flavius Bia. Cu brațele jos ambii boxeri în aceste momente, Bia încearcă să declanșeze atacul. Foarte bună eschivele, foarte bună deplasarea lui Bia, care nu i-a dat șansa lui Velasco să-l atingă. Acum uppercutul bună argentinianul, vine răspunsul lui Bia, alunecă din nou. E a patra oară când alunecă Flavius. Da, frustrare, am văzut, e foarte, foarte frustrat în aceste momente Flavius Bia, pentru că a alunecat. Și cam în același loc. Exact, încercând să declanșeze atacul. Ar trebui mai multă atenție la pauza dintre reprize, atunci când ar trebui să se facă mai multă curățenie. Atenție la acest argentinian, direct de dreapta, bună pentru Flavius Bia. No nos van a dar por punto. No nos van a dar por punto, Juan. ¿Está bien? No nos volvamos locos igual. No nos volvamos locos. ¿Eh? Pusémoslo. Todo el espacio para que lo golpees. Tira, tira. Flavius Bia s-a ridicat pentru o nouă rundă. Din nou 3 minute de foc în fața lui Juan Velasco. Din nou loviturile lui Velasco, da, o serie bună. Lovește foarte variat Velasco și cu uppercut-ul, și cu croșeul, și cu directele. Încă o serie bună a lui Velasco, acum răspunsul lui Bia. Lovește la corp, Juan Velasco face bine Flavius că-l ia în brațe și se simte tensiunea, frustrarea pe chipul lui Bia. Este dornic să facă mai mult în fața lui Velasco. Însă se lovește de o ripostă extrem de dură și din nou alunecă Flavius Bia. Probabil e o problemă serioasă acolo. Da, da, problema vine și din faptul că în pauza dintre reprize ambii sportivi sunt foarte bine udați de cei din staff. Și iată cum se duce aproape un minut într-o repriză, cum apare umezeala. Pe podea și locul este acolo în centru ringului, acolo unde stau cel mai mult cei doi. Velasco câteva lovituri. Atenție la uppercut-ul ăla. Vamos, Flavius!
centrul ringului. Flavius Bia, da, lovește cu croșetul de dreapta. Valori foarte bune, croșet de dreapta acum pentru Bia. Uppercutul la figura adversarului încă dreaptă. Foarte bune lovituri, da, pentru Flavius Bia. Vine răspunsul lui Velasco, alunecă și argentinianul. În momentul să alunece și el. Să mai vine și lui, da. Se mișcă Flavius în fața argentinianului, pregătește un nou atac directă de stânga, directă de dreapta. Dublează foarte bine loviturile Flavius Bia. Cearcă cu stânga la corpul adversarului Bia. Încă o dată alunecă Flavius Bia la încercarea de a lovi cu croșeul de dreapta. Parcă venea să le ia în brațe Velasco acolo, exact. O serie frumoasă de croșee și un uppercut strecurat în acea combinație. Velasco foarte, foarte mult cu brațele jos boxează Velasco. Pe contra cei doi croșeu de stânga pentru Flavius Bia. Se apără excelent acum pe finalul reprizei Flavius Bia. Apropiem încet, încet de finalul luptei. Îl vedem foarte agitat pe antrenorul mexican din colțul lui Flavius Bia, David Padilla. A ieșit la atac Flavius Bia. Mai sunt două reprize în afară de aceasta și vom ști cine este campionul mondial versiunea IBA la categoria mijlocie, Flavius Bia sau Juan Velasco din Argentina. Trei reprize de totul sau nimic și pentru Juan Velasco și pentru Flavius Bia. Sperăm că la final vom spune totul pentru Flavius Bia și nimic pentru Juan Velasco. Schivele lui Flavius Bia din nou alunecă. Acum încearcă Velasco să se apropie, câteva lovituri bune cu brațul din față pentru el. Se închide Bia, iese și la atac, două lovituri bune pentru Bia. Una la corp, acum din nou la capul adversarului. Răspunsul lui Velasco. Ce bine, prinde și lui Flavius un knockdown, el a suferit o numărătoare. Acum bună stânga lui Flavius Bia. În runda 6-a Flavius Bia a fost numărat. Din nou stânga la corpul adversarului pentru Bia. O lovitură peste gardă trimisă de român. Parcă mai precauți în această repriză cei doi boxeri. Nici Bia, nici Velasco nu au riscat deloc în atacurile pe care l-au avut. Acum Velasco ceva mai sigur pe el.
prins cu un uppercut acolo Flavius Bia. Cu siguranță poate ajunge campion mondial și poate duce mai departe povestea începută de mine, a spus Mihai Leu, a fost mesajul de încurajare al primului campion mondial a profesionismului în istorie pentru România. Un mesaj de susținere pentru Flavius Bia, de la un nume mare din box. Și alții boxeri au trimis mesaje pentru Flavius. Iată acum surprins Flavius de acea dreapta lui Juan Velasco. Sperăm că va fi din ce în ce mai agresiv Flavius Bia pe acest final de luptă și va... Oh, bună, bună această lovitură. A fost o stângă bună a lui Bia. Vine răspunsul adversarului, foarte bune directele lui Velasco. Roșioul de dreapta pentru Flavius Bia. Ultimele secunde această repriză. Bia iese în atac, ratează lovitura cu brațul drept. Velasco se retrage, încearcă câteva lovituri acum argentinianul. Da, are nevoie de încurajări Flavius Bia. Au simțit asta fanii din Mioveni și îi scandează numele lui Flavius înainte de această penultimă rundă, ultimele 6 minute până la centura mondială. Să vedem cine va reuși să o câștige, Flavius Bia sau Juan Velasco. Centrul ringului, cei doi amândoi parcă sunt la vânătoare, fiecare așteaptă un moment din deslăbiciune din partea adversarului, moment de care să profite. Acum Flavius Bia a lovit cu directa de dreapta, argentinianul ca de obicei nu a rămas dator. Acum uppercutul argentinianului, lovitură bună pentru Velasco. Au fost câteva uppercuturi care i-au intrat lui Velasco în această seară. Încearcă Bia, se apropie din nou, am văzut încercarea de a lovi la cap, după care să scadă nivelul la corpul lui Velasco. Acum din nou la corp și ratează luptura cu brațul drept, vine răspunsul argentinianului. Da, a rămas descoperit și a punctat Velasco, acum însă de degeaba din brațe argentinianul, nu l-a atins pe Flavius. Exact, și acum, cred că l-a și lovit cu capul, da. Sau... cred că a dat cu capul, asta spune și Flavius Bia. Are arcada stângă spartă Flavius Bia. Cu siguranță aici a fost la acea apropiere a celor doi. Când a ridicat capul, a lovit aici Velasco, ia să vedem. Lovitură bună la corp însă pentru aici. Flavius Bia și aici, da, lovitură clară. Da, cap în cap cei doi. A fost pe pas înaintea ambilor sportivi acea lovitură cu capul. Please, nu cred că și-a dorit-o argentinianul. El pare nedumerit. A spus arbitrul că a lovit cu capul și se uita ciudat așa. Da, văd oameni în jurul ringului care efectiv se roagă pe acest final de meci pentru o victorie a lui Flavius Bia. Însă momente dificile pentru Flavius acum,
alunecă din nou. Am pierdut numărătoarea, cred că e a șasea sau a șaptea oară. Da, acolo pe undeva, dacă nu mai mult. Dacă nu mai mult, când a alunecat Flavius Bia din nou pe încercarea lui de a ataca. Cum au pus doi oameni mâna la treabă să șteargă ringul. Și Velasco, acela nervos, face semn către masa oficialilor. Se rea lupta, seria lui Velasco, se închide însă Flavius Bia, eschivă parte foarte bună din partea românului. Da, parcă mai rapid în aceste momente Juan Velasco, vine și răspunsul lui Flavius Bia, o dreaptă acum trimisă peste garda lui Velasco, brațul stâng din nou pentru Bia la figura lui Velasco, lovește și din clinci la corp Flavius Bia. Am văzut cum s-a smucit de acolo Flavius din acel clinch și hotărât să continue lupta mai departe, alunecă din nou. Da, din nou chemații de la margine, nu, nu au fost chemații în ring, dar asta a arătat arbitru că a fost o alunecare, n-a fost din lovitura aceea, căderea lui Flavius Bia, se lovesc pe contra cei doi. Uppercut bun pentru argentinian. Flavius Bia a încercat o luptă cu brațul drept. Serie în mănușile lui Flavius Bia, care s-a închis bine. Acum din nou argentinian lovește bine la capul românului. 10 secunde rămase în această repriză, penultima din această luptă. În atac, bună, Flavius trimite, da, aceea directă de dreapta. I-a dat capul pe spate lui Juan Velasco. Din păcate, foarte puține secunde rămase din această rundă. Uppercut și pentru Flavius Bia. Acuză și eu, dacă nu mă înșel, lovitură la ceapă acolo, la spate, Flavius. Flavius Bia de toată susținerea publicului și de toate energiile pentru aceste ultimele 3 minute. O singură repriză rămasă din acest meci pentru titlul mondial IBA. Are probleme la arcada stângă, însă nu a fost dobit cu pumnul acolo. A fost o ciocnire între el și Velasco. Da, într-adevăr, cadmenul de la colț trebuie să-și facă foarte, foarte bine treaba acum înaintea ultimilor 3 minute. Cele mai importante 3 minute din viața de boxer al lui Flavius Bia. Intră prin alunecare Bia la Velasco. Fanii îl susțin maxim în această ultimă rundă. Trebuie să facă totul pentru a cuceri centura mondială. Se aruncă în atac Bia, serie de directe. Velasco face pasul în spate, se retrage. S-a concentrat toată energia în jurul ringului. Da, Vacar în sala de la Mioveni, toată lumea e în picioare. Susținut Flavius Bia, puternic. Acum trebuie să dea totul. Atenție, Juan Velasco se ține tare. Din nou probleme cu... Se cere un prosop acolo. Sunt probleme și cu șiretul lui Flavius Bia. Încălțările lui Flavius Bia. Cred că a încercat ca să nu mai alunece. Da, a folosit ceva bandaje acolo Flavius Bia pe încălțări. România, România! Au strigat fanii din sală.
Se două minute până la finalul meciului. Ce păcat că uppercutul acela doar i-a șters fața lui Velasco. Foarte bine, da, lucrează cu directa din față, cu acel jab hoab în Velasco. Din nou cu stânga, lovește. Nu i-a mai intrat uppercutul lui Velasco. Precum doi gladiatori, cei doi în centrul ringului. Cearcă cu lovitura cu brațul drept Bia. În răspunsul lui Velasco, foarte bună defensiva lui Bia, care nu a încasat cele lovituri. Din nou se închide bine Bia. Se mișcă, se mișcă. Asta trebuie să facă în permanență Flavius Bia. Cap în piept, Bărbia jos pentru Flavius Bia. L-așteaptă acum Velasco pe boxerul român. Două directe pentru Velasco. Din nou alunecă Bia, nemulțumit, bineînțeles, Flavius Bia. Bună lovitura, da, excelentă. A lovit și Flavius cu directa din față. Încă o dată o lovitură bună pentru Bia. Vine răspunsul adversarului. Schimbă cei doi lovituri în aceste momente. Ar trebui o serie ceva mai lungă pentru Flavius Bia. 3 de secunde strigă lumea din jurul ringului. Serie pentru Velasco. Bia ripostează. Da, continuă să lovească argentinianul Velasco. 10 secunde din această luptă. Bia cu două lovituri. A retras Velasco și a trimis acest croșeu de dreapta în ultimele secunde. Da, este final de luptă între Flavius Bia și Juan Velasco. Flavius Bia cu brațul sus. Velasco luat pe sus de oamenii din staff. La fel și Flavius Bia ridicat de cei doi antrenori ai săi, David Padilla și Andrei Cherecheș, pe corțile ringului. Salută publicul Flavius Bia. De ce bătălie a avut foarte Flavius Bia cu acest argentinian Juan Pitbull Velasco. Da, și așteptăm decizia arbitrilor, judecători, după aceste 3, aceste 12 runde de efort maxim depus de cei doi luptători. Iată relorile, momentele importante. Determinare de sânge și sudoare. Asta ați avut în main eventul serii oferit de Adriana Promotion și Bia Promotion în parteneriat cu Bibia. Iată cât de puternic a lovit acolo Juan Velasco. A fost trimis și la podea Flavius în această luptă cu Velasco. Continuare de lucru la acea arcadă spartă. Am văzut și cometere drept tumefiat, vânăt acolo la Flavius Bia. Da, s-au strâns boile de arbitraj la masa oficială și se calculează, vedem care este l-am decizia. Văzut pe Velasco a venit aproape de arbitri și a tras un pic cu ochiul acolo. Luptă extrem, extrem de grea pentru Bia. A avut probleme și cu podeaua. Juan Velasco alături de antrenorul său arată ca după un război, Flavius
aproape că i s-a închis de tot ochiul stâng. Da, și a venit decizia în ring. Să vedem, o așteptăm din minut în minut, o să ascultăm din moment în moment. A venit și centura în ring. Avem decizia. Ladies and gentlemen, we have the decision. First judge, 112-150. Second judge, 150-112. Third judge, 160-112. Ladies and gentlemen, the new champion of the world of middleweight division, IBA version, is Flavius! Explozie de bucurie în sala de la Mioveni, câștigător Flavius Bia. Flavius Bia când a căzut la podea după, după o lovitură a lui Velasco. Iată victorie pentru Flavius Bia, care per total a arătat mult mai determinat față de adversarul său, cu un început foarte bun și cu un final în care a dat tot ce a putut pentru a lovi mult mai mult față de Juan Velasco și a obține centura IBA, centura mondială aici acasă la el în România, la Mioveni. Așadar, Flavius Bia, iată, se îmbrățișează cu soția sa, Roxana Bia, ceea ce este și manager. Aceasta a fost lupta pentru centura mondială de la Mioveni. Pe Antena Play putem vedea în continuare luptele lui Mihai Nistor, The Rock, al României de la categoria grea, și a lui James Kereji. La ceea ce se întâmplă, pentru că urmează lupta de la categoria grea pe durata de 6 reprize.